Bărbatul găsit mort într-o mașină abandonată avea 71 de ani și era consumator de băuturi alcoolice. A fost internat de mai multe ori la intervenția poliției locale Târgu Jiu. A fost și la Casa Iris, destinată persoanelor fără adăpost, dar a refuzat asistența socială pentru că acolo nu se pot consuma băuturi alcoolice. Bătrânul își improvizase în mașina părăsită o locuință, având acolo pături și haine. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. La data de 11 decembrie 2023, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat se află într-un vehicul în curtea unei clădiri dezafectate din Târgu Jiu și nu prezintă semne vitale. În urma sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului, constatând faptul că cele sesizate se confirmă. Bărbatul în cauză a fost identificat, acesta având 71 de ani și neavând un domiciliu stabil. Cadavrul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj în vederea efectuării necropsiei pentru stabilirea cauzelor decesului. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă. Cadavrul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor decesului.